să vă informez că am avut o discuție foarte bună cu domnul ministru Petrescu înainte de aceste conferințe de presă. Am stabilit care sunt prioritățile astăzi și urgențele pe care ministerul le are în derivare. Ne-am dat ordine de idei. Vreau să vă spun că, așa cum am spus-o și ieri în audierile de la Parlament, există câteva principii de guvernare la care țin foarte mult. Principii pe care o să încerc să le implementez în perioada următoare, chiar dacă este o perioadă deocamdată de 6 luni. Sunt principii care țin de transparență funcțională, de predictibilitate, pentru că vorbim de un minister care face politici de dezvoltare, dezvoltare regională, dezvoltare economică și prioritatea numărul 1 sunt locurile de muncă ca atare. Trebuie să există o predictibilitate în ceea ce face atât managementul ministrului, cât și activitatea instituțională aflată în subordinea ministrului. Un alt principiu de bază care cred că e foarte important ține de gestionarea banului public, pentru că nu e așa, cetățeanul este cel care contribuie la bugetul de stat și ca atare trebuie să avem o responsabilitate față de resursele bugetare. Din discuția avută și cu domnul ministru, din discuțiile care am avut și cu domnul ministru Georgescu, situația din punct de vedere financiar nu este nici foarte rea, dar nu este nici foarte bună. Ca atare, este o obligație pe care o avem în următoarea perioadă să avem transparență în cheltuirea banului public. Un alt principiu, din punctul meu de vedere, care trebuie să-l avem în următoarea perioadă, ține de prioritizarea proiectelor. Pentru că dacă avem o resursă bugetară limitată, avem ca prioritate atunci anumite obiective strategice, care din punctul meu de vedere, așa cum am spus-o și ieri și o reiterez și astăzi, țin de crearea unui mecanism prin care dezvoltarea economică a României să fie atins prin diferite mijloace și este obligația prioritară a Ministerului Dezvoltării Regionale și a Turismului să facă în așa fel încât să contribuie la relansarea economică, la crearea de locuri de muncă și nu în ultimul rând la proiecte economice care să creeze plus valoare în bugetul de stat. Mai am o singură completare. E un mesaj pentru cei care lucrează în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Evident, vor fi evaluări. Nu există judecăți de valoare a priori asupra activității unora sau altora. Știu că există profesioniști în această instituție. Știu că există oameni care și-au făcut datoria față de această instituție. Unul dintre lucrurile care personal le-am văzut în calitate de cetățean și nu în calitate, să zic, de om politic, este că serviciile publice, din păcate, a unor instituții aflate în subordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, cum serviciile publice de cadastru și de inspecția construcției, din păcate, au o problemă în relația cu cetățeanul. Deci sunt lucruri care probabil vor fi îmbunătățite, sunt lucruri care vor fi schimbate, dar vreau să asigur pe cei care doresc să gestioneze și să aibă o colaborare cât mai eficientă în interesul cetățeanului și a banului public, vor avea un partener în mine.